sunt un om care mi-asum lucruri. Și bune și rele. Sunt un om care știu să mă aplic și să văd că dacă continuăm cu pomeni electorale, se duce România în cap. Și normal că mediul de afaceri vede că suntem direcționați doar într-o anumită zonă. Ani nu mai pot să rapt să-i văd la televizor că în continuu discută de unde sunt bani pentru pensionari. Și mă, măgarilor, oamenii ăia au construit România. Oamenii aceia sunt părinții și bunicii noștri. Eu nu pot lăsa acei oameni să moară de foame, să nu aibă bani de medicamente. Sunt o prioritate a unui guvern condus de un social-democrat. Îl salut, se alătură discuției noastre și jurnalistul economic Radu Soviani. Bună seara, Radu Soviani, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, Eli, mă bucur să ne reauzim după cât timp, 12 ani cât au trecut de când am mai vorbit. Bună seara. Da. Radu, înainte de a intra în dezbatere, aș vrea să vedem o altă declarație a premierului Ciolacu. Dacă venim în acest moment și luăm măsuri numai pentru sistemul bugetar, domnul Lazar nu o să mai mă primească în curtea asta. Fiindcă la un moment dat exagerăm. Picăm dintr-o zonă în alta. Lăsați-mă, exact cum am făcut în 6 luni anul trecut și am reușit să țin un echilibru macroeconomic, să-l țin în continuare. Asta nu înseamnă că nu am nevoie de informație și nu voi cere la fiecare ministru să detalieze variantele și în momentul în care trebuie să punem în aplicare o soluție, să o luăm pe cea corectă. Dar trebuie să ne hotărâm odată ce dorim. Dorim să avem un sistem de impozitare care nu mai există, impozitarea unică, sau poate dorim să revenim la acea impozitare unică, dar care este unică, fără excepții. Dacă ne hotărâm ca să avem un mediu concurențial corect pentru toată lumea, cu alte cuvinte, fără excepții fiscale, cum este în toată Europa, sau dorim să mergem mai departe cu o impozitare progresivă, cum au toate țările dezvoltate din lume. Așadar, unică, neunică, progresivă sau nu, Radu Soviani, ce vrea de fapt domnul Ciolacu de la mediul de afaceri acum? Să-și îl mai pună în cap și cu alte impozite? Bună întrebarea, pentru că este evident că nu vrea să transmită un mesaj, are atâtea fraze care se contrazic una cu alta, dar încercăm, uitându-mă pe imaginele pe care foarte bine le-ați selectat și nu numai pe cele cu mămăgarilor de parcă se antrenează, să vorbească cu cei de la femei, știți, când vor veni cei de la femei, se va da rotundă. Oricum se ține tare guvernul în fața acestei vizite. Nu, se ține tare la televizor și se ține tare la televizor pe transmisie din astea în care nu îi se ne pun întrebări și mimează dezbaterea. În realitate, ascultându-l pe premierul Ciolacu puțin mai devreme, am senzația unui autobuz bucureștean, da, de la STB, în care 4 inși urcă în autobuz, unul zice, uite un avion, uite o pană, uite ceva și ei te fac la buzunare. Deci domnul Ciolacu este cel care ne face la buzunare. Ce echilibru macroeconomic a ținut el în ultimele 6 luni? Cât este deficitul bugetar față de cel pe care l-a făcut ca prim-ministru? Nu, pentru că bugetul pentru 2023, tot el avea ministru de finanțe, nu era atunci prim-ministru. Ministru, dar el avea ministru de finanțe pe Căciu, pe care ulterior l-a promovat la dezvoltare, deși a făcut un buget mincinos și știau din start că e mincinos. Ce echilibru macroeconomic cu deficit de 5-6 sau cât o fi în mod real la 100 din PIB și finanțat la cele mai înalte dobânzi din Uniunea Europeană, ce echilibru macroeconomic în condițiile în care e a doua cea mai mare inflație din Uniunea Europeană raportată, pentru că în realitate simțim fiecare dintre noi că mergem la magazin. Eu m-am întors acum o oră de la magazin și prețurile parcă nu se mai opresc în a crește. Deci, domnul Ciolacu este ca un n-a mai fost din octombrie într-un exercițiu de imagine la supermarket să ne arate bonul de 1 milion de 100 de lei ce poate cumpăra. Deci, nu mai știe. Da, și ne face... Și ne face pe noi măgar care spunem că pentru a plăti pensiile, inclusiv cele speciale, se împrumută la cele mai înalte dobânzi din Uniunea Europeană. Uitați-vă la miliardele de dolari împrumutate săptămâna aceasta de către România și uitați-vă la prețul comparativ cu Cehia sau Ungaria, la cât s-au împrumutat ele și la cât ne împrumutăm noi. Uitați-vă că țări, cum să spun, care fac ceva pentru populație, nu care se îndreaptă împotriva populației, cum ar fi Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, le puteți lua pe toate, ele reduc ratele de dobândă
și reduc presiunea pe membru, pe mediul de afaceri și reduc presiunea pe persoanele fizice și juridice când ne referim la companii. Nu ca România, care ține dobânzile ridicate, ca populația să se împrumută scump, să mai alimenteze niște profituri excepționale ale băncilor, pentru ca, virgulă, companiile să se împrumute scump, pentru ca statul român să se împrumute scump, nu pentru ca ține dobânzile ridicate, când în mod clar toate celelalte țări se reașează la dobânzi mai mici pentru a-și crește competitivitatea, nu a inhiba competitivitatea cum face domnul Ciolacu. Vorbește de mediu concurențial, păi nu el i-a ținut pe băieții aia de la ASF și în continuare face joc de glezne cu RCA-urile stabilite prin cartel la nivel dublu sau triplu față de nivelul dinainte de a se devoala complicitatea conducerii ASF cu frauda de la City Insurance și de la Euroins. Radu, nu el i-a ținut Radu, acolo. Deja le-au au uitat pe alea. Acum ei nu au probleme noi. De gen nu că nu vom mai face pomene electorale că ducem România în cap. Auzi, a devenit responsabil. Le-a mai spus Eli colegilor tare și Irinei și Andrei Moraru, le-a mai spus cum trebuie citit Ciolacu. Ciolacu când spune ceva, de fapt el face fix pe dos. Când a spus gata, nu trecem de firul roșu privind evaziunea fiscală, de fapt el încurajează evaziunea fiscală, dovadă că cei care fură până la 1 milion de euro, dacă nu sunt prinși, dacă sunt prinși și dau banii înapoi, nu mai fac pușcărie. Păi asta este, cum să spun, o încurajare pe față a evaziunii fiscale, în timp ce pe noi, contribuabilii mici, ce ne face? E-factură, SPV-ul care nu merge, du-te, obține semnătura digitală, nu obții semnătura digitală, mai durează o săptămână, două, trei, nu poți să emiți facturi, nu poți să emiți facturi, nu poți să faci activitate economică, nu poți să-ți plătești angajații. Deci ceea ce face domnul Ciolacu este exact pe dos față de ceea ce zice în acest moment. Ce are cu micro-întreprinderile? Iară vine cu angoasa asta lui, mamă, micro-întreprinderile, că jalonul 206, păi mă, băieți, căutați evaziunea fiscală. E prea puțină sau prea relaxată această impozitare a micro-întreprinderilor. Deci, din punctul meu de vedere, ca analist economic, care îl privesc, v-am zis, ca ăla care se urcă în ultimul moment în autobuz și începe, uite acolo un avion, uite acolo un metro, uite acolo un tren și te fac la buzunare. Deci, din punctul meu de vedere, sentimentul este că are ceva cu economia mică, care se încăpățânează încă să mai miște în ciuda măsurilor pe care le iau ei. Păi gata, ai rezolvat toate celelalte probleme, ai rezolvat, cum să spun, măsura asta antieconomică a plafonării prețului la energie. Nu ai plafonat la un nivel și iară faci cartel și iară faci devalizarea mâine, puterii Radu, de cumpărare a românilor. Mâine discutăm de plafonarea unor noi alimente, pe lângă costul altă de 21 de alimente altă plafonate. Tâmpenie. Eu am mai dat exemplu ăsta și repet, am fost acum o oră în supermarket, roșiile pe care caut niște roșii mai bio, așa un piculeț, roșiile pe care plăteam 33 de lei pe kilogram, știu, este mult, sunt 48 de lei pe kilogram. Roșiile pe care plăteam mai nebio, care plăteam 6 lei pe kilogram, sunt 10 lei pe kilogram. Păi asta înseamnă plafonare în condițiile în care prețul la energie scade, prețul la alimente scade și uitați-vă în Uniunea Europeană și uitați-vă în Statele Unite, unde inflația a scăzut semnificativ pe fondul AC, pe fondul scăderii prețului la alimente, pe fondul scăderii prețului la energie, tu iarăși intervii cu măsuri prin care să avantajezi marile lanțuri, mari importatori, că pe ăștia îi protejează, de fapt, zice el că economia națională, consumăm românește. Ia uitați-vă la hainaia pe care a prins-o Sepepistu când s-a întâlnit cu premierul vietnamez. Scrie pe ea Made in Romania sau scrie Made in Italy sau în altceva? Deci tot ceea ce zice domnul Ciolacu, din păcate, ca observator, observ că este exact pe dos față de ceea ce final, face. Plafonările unică, progresivă, ce vor? Nu vor nimic. Ei vor să nu ne uităm stânga, să nu ne uităm dreapta, să nu ne uităm cum ne fac la buzunare și poate mai trece anul ăsta, că după alegeri, dacă se mai vă patron la butoane, vorbă poate să dea drumul la dezastru. Știi că aminteam că n-am mai vorbit din 2012, când era o altă criză. Ții minte atunci, această criză nu ne va atinge. Nimeni nu va avea salariile, nimeni nu va avea pensiile tăiate. Nu, ei erau în bula lor în care negau realitatea, la fel și Ciolacu, numai că Ciolacu este mai nepriceput, adică râde și un copil de clasa a patra când îl vede. Uite acolo metrou, uite acolo autobuzul, uite acolo, uite femeiul, uite alea. Ce vrea să zică? Și ne face și măgari.